În emisiunea Buletin de Mehedinți de ieri de la Radio Televiziunea Galaxy, cât și în mediul online, senatorul de Mehedinți Marius Bălu, copreședinte al PNL Mehedinți, solicită solidarizarea severinenilor pentru tragerea unui semnal de alarmă serios cu privire la problema gigacaloriei pentru această iarnă. Manifestarea de mâine ce va începe de pe strada Crișan are drept scop tragerea semnalului de alarmă atât pentru această iarnă, cât și pentru sistemul și soluția de termoficare pentru iernile ce vor urma într-o pe Turnul Severin. PSD-ul este principalul vinovat pentru ceea ce se întâmplă. A, că primarul Gherghe face parte dintr-un partid care e în coaliția de guvernământ, e cu totul altceva. Păi, mai știm, trebuie să stăm foarte limpezi. Bine că ne dau oamenii ăștia de la Cafeneaua Barcelona, că ne dau cafea, ca să ducă și partidul în care face parte, că domnia sa e așa, un permanent călător. A fost și prin PSD vreo 2 ani de zile, acum recent. Dar așa a fost și înainte de 2008. De 2008, da. 2004-2008, știm bine că a fost viceprimar PSD. PSD. Asta spunem, revin la apelul pe care îl fac cu căldură severinenilor, cu căldură sufletească, din păcate, severinenilor, pentru a participa la marșul pe care îl vom face vineri la ora 16:30 în centru civic, unde se face bradul de Crăciun. Acolo ne strângem pe Crișan, da? Și de acolo vom pleca printre blocurile din cartierele severinene pentru a ne exprima revolta față de ceea ce se întâmplă și situația în care am ajuns. Prin acest lucru dorim să atragem atenția asupra autorităților că trebuie să-i respecte pe severineni, trebuie să-i respecte pe mehedințeni, că suntem total nemulțumiți de felul în care guvernează și de felul în care ne tratează. În același timp, pe pagina de Facebook a senatorului Marius Bălu, acesta adresează mai multe întrebări, atât tehnice, cât și economice. Prin urmare, banii sunt pentru cărbune pentru circa 3 luni de zile. Cine va plăti diferența, se întreabă Marius Bălu. Punctul 2. Cine va plăti salariile angajaților de la termocentrală, circa 1,5 milioane de lei noi pe lună? Punctul 3. Cine va plăti diferența de 210 lei per gigacalorie, tariful plătit de populație la peste 500 de lei, prețul pentru gigacalorie, prețul acesteia în noua schemă de funcționare? Și întrebarea 4. În aceste condiții, cum va fi convinsă adunarea creditorilor că termocentrala va funcționa în condiții de profitabilitate? Pentru a forța PSD-ul și administrația locală să ne dea răspunsuri cât mai repede, vă așteptăm la marșul civic de mâine, 23 octombrie, ora 16:30, cu punct de plecare centrul civic la scenă lângă Casa Tineretului. Se observă pe pagina de Facebook a senatorului de Mehedinți, Marius Bălu.